Școlile noastre să fie în siguranță. Vrem ca copilașii noștri să fie în siguranță. Fiecare adult este liber să aleagă. Nu vrem să îngrădim drepturile nimănui. Nu suntem aici să furăm drepturile nimănui. România este o țară liberă și așa mă rog să rămână. Amin? Românii sunt liberi să aleagă ce vor, dar totul până la copilașii noștri. Totul până la a le pune înaintea copilașilor noștri materiale spurcate, materiale destrăbălate, care să le lezeze pentru totdeauna și iremediabil mințile și chiar trupurile. Vrem protecție peste copilașii noștri. Vreți și voi lucrul acesta? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că suntem deja o armată puternică, iată-i cum vin, cu zecile ni se alătură, curând locul acesta va fi neîncăpător în numele lui Iisus Hristos. Aleluia! Aș dori să facem o rugăciune pe care tot Isus Hristos, Domnul nostru iubit și Mântuitorul nostru iubit, ne-a lăsat-o ca moștenire. Cea mai cunoscută și cea mai măreață rugăciune care este Tatăl nostru. Și aș vrea să o spunem împreună cât putem de tare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! Aleluia! Glorie lui Iisus Hristos. Dragii mei, aș vrea aici, în fața Guvernului României, să facem o rugăciune, în primul și în primul rând, pentru copilașii noștri, pentru protecția copilașilor noștri. Ne doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă în lume, ne doare sufletul pentru preoți, pastori și părinți care, deopotrivă, expun copiii la mizerii. De aceea, am vrea acum, împreună cu toții, să facem o rugăciune și să spunem, Doamne, protejează ne copiii! Doamne! Nu ne lăsa atrași în capcana diavolului. Vrem să luptăm pentru integritatea morală a copiilor noștri. Vrem să învățăm pe copiii noștri principiile scripturii. Vrem ca ai noștri copii să crească într-o țară binecuvântată. Vrem ca copilașii noștri în fiecare zi să fie sub protecția ta și a îngerilor tăi. Iisuse Hristoase, te rugăm, dă-ne putere, dă-ne curaj să stăm împotriva oricărui pericol moral sau fizic care dorește să transforme copiii noștri în propagandiști de-a lor. Ne rugăm în numele Tău cel Sfânt ca ai noștri copii să nu fie victime ale destrăbălării, ci să fie sfinți și curați așa cum Tu i-ai lăsat pe pământ. Aș dori în cele ce urmează să invit aici un om drag care a venit împreună cu comunitatea ungurească din Sfântul Gheorghe. Au venit patru autocare și poate zeci de mașini mici. Ei sunt primii care anul trecut au venit la Marșul Apărătorilor cu autocare. Da? Eu nu l-am cunoscut pe Ghezo până anul trecut la marșul apărătorilor credinței. N-am știut cine este, m-a sunat direct și mi-a zis, Tony, eu simt cu tine și eu sunt gata să vin în apărarea credinței creștine și în apărarea copilașilor noștri. Și din toate bisericile din națiunea asta, care sunt cu zecile de mii, el a fost singurul care și-a mobilizat comunitatea și au venit cu trei autocare, parcă? Atunci. Trei autocare anul trecut, și acum cu patru autocare, microbuze și mașini mici. O să las pe fratele nostru Ghezo să zică împreună cu ungurii lui: Ei iubesc foarte mult națiunea română, sunt aici în națiunea română. Vreau să vă spun un lucru. Politica n-a reușit să-i unească pe ungurii și românii din România și să-i lege. Însă credința în Dumnezeu, iată că a reușit să o facă. Hallelujah! Un ungur e mai mare decât mine. Se vede, nu? Un bărbat puternic, un ungur al lui Dumnezeu, stă pe aceeași scenă cu un român în mijlocul capitalei și este gata să apere credința în Dumnezeu. Ei au făcut un efort colosal și au fost și pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vă dați seama, să vină ungurii din România împreună cu noi de Ziua Națională a României, dar au venit, repet, de dragul lui Hristos. O să-i las să zică tatăl nostru nu ungurește toți ungurii care sunt aici și apoi fratele Ghezo să facă o rugăciune în limba română, el vorbește în ungurește și predică în ungurește în comunitatea lui. Dar va face uh, acest efort de a se ruga în limba română și ne-a binecuvântat. Vă rog să-l însoțiți cu amin. Voi încerca... Uh... Mulțumesc, Tony. Vreau să dau slavă, primul rând, pentru omul acesta care stă lângă mine, Toni Berbece, și mai ales pentru Dumnezeu care ne-a dat aceste țări, acest om cu această cre a a a a chemare de la Domnul să unească creștinismul în România, să putem st a a sta în față, în față cu răul și să putem spune trece de anumite granițe. Mă voi ruga după cererea lui Tony în ungurește. Atyám, mindenható Istenünk, aki vagy a mennyben és a földön, dicsőítessék meg a te neved, mert hatalmas vagy, mindenható vagy, örökké való vagy és szent vagy. Dicsőség szálljon a te nevedre most és mindörökén. Uram, könyörgünk ezért az országért, Romániáért, könyörgünk 20 millió lélekért, könyörgünk minden egyes emberért, aki lakik ebben a nemzetben. Kérünk, hogy szállj le hatalommal és erővel, és dicsőíts meg a te nevedet mindenek fölött, mert úr vagy és király vagy. vagy minden fölött, a Jézus Krisztus Amen. Amen. Și vreau să lansez un mesaj neapărat întregii țări, fiindcă am venit aici, în București. Este un moment special. Am venit ca să, să vedem și să transmitem o rugăciune pentru 20 de milioane de oameni, cetățenii acestei țări, să fie preaslăviți, să fie apărați într-adevăr de Domnul, să vină slava lui Dumnezeu peste această țară, fiindcă și noi, la fel cum și voi, trăim în această țară și vedem toții că legislația României a fost atacată într-adevăr de rău și toți care suntem de bun crez vrem să prezentăm o slavă Domnului, fiindcă Domnul are puterea de a schimba tot ce e de schimbat. Și vreau să transmit tuturor celor creștinilor din România Lupta Domnului în aceste zile se duce în București. Lupta Domnului este aici, în acele, aceste locații. Lupta Domnului se duce aici pentru libertate, pentru tot ce înseamnă credință, pentru creștinism. Și tot cine se crede creștin să vină, lansez o chemare să vină în București în aceste zile și pe perioadele următoare, când vor fi organizate marșuri de genul acesta, să fim împreună toți cei care locuim în această țară și să avonăm aceeași legi, fiindcă Domnul are toată puterea să schimbe cursul demersurilor ca să fie din rău totul în bine. Amin. Vă las cu bine și îți mulțumesc, Toni. Mulțumim foarte mult, frate Ghezo. Dumnezeu să te binecuvinteze. Iată ce mesaj important. Orice om și orice preot, orice pastor, orice politician știe Că lupta spirituală pentru cucerirea României, așa cum a spus fratele nostru Ghezo, se duce în capitală. Să nu uităm că Revoluția din 89 a început în Timișoara. Dar dacă n-ar fi fost continuată în București, n-ar fi fost nicio izbândă, n-ar fi fost nicio biruință. De aceea, așa cum a făcut apel fratele nostru, de fiecare dată când sunteți chemați, atât cât mai putem să ieșim în stradă, atât cât ni se mai permite să ieșim în stradă, să ne apărăm valorile, să o facem, pentru că nu ne costă nimic. Alții au plătit cu sânge străbunde ai noștri în perioada comunistă și-au pierdut sănătatea, unii și-au pierdut chiar viața în subsolurile securității ca să lupte pentru o țară creștinească. Astăzi nu ne costă nimic, bătălia este la început și dacă nu luptăm de pe acum, ne va fi mult mai... Eu mai târziu, este bine să ne trezim și să extirpăm orice cancer imoral din Rădăcină înainte de a da într-o metastază greu de oprit. Suntem aici în fața guvernului, oameni buni și vreau să binecuvântăm Guvernul României. Sunteți de acord să-l binecuvântăm. Politicienii trebuie să înțeleagă că nu suntem dușmanii lor, ci suntem aliații lor în lupta pentru păstrarea unei românii curate. Amin? Noi ne dorim ca orice corupție să fie smulsă din rădăcini, fie din politică, fie din popor, fie din, uh, de la mic la mare, din biserică până în ultima instituție a societății, corupția morală, financiară și de orice fel să fie dezrădăcinată de Dumnezeu. Este o vreme a trezirii. Vreau să vă spun că niciodată după Revoluție nu s-a mai întâmplat ca creștinii, ca noi, copiii lui Dumnezeu să ne adunăm în această manieră, de ce ne adună Dumnezeu pentru că este vremea luptei aș vrea să facem un gest, să îndreptăm în dreaptă spre guvernul României și vreau să-l binecuvântăm am fost chemat să binecuvântăm și nu să blestemăm, de aceea spunem, Doamne, te rugăm în mod deosebit, ai milă de guvernanții noștri dacă printre ei există persoane corupte, te rugăm să le ieși în cale Dumnezeule și dacă nu vor să se pocăiască și dacă nu vor să se lepede de faptele lor corupte, te rugăm să-i scoți din guvernul României. Dacă nu vor să renunțe la felul necreștinesc, defectuos și stricat de a ne conduce, Doamne, Tu prin îngerii Tăi să lupți contra lor, Dumnezeule. Noi cerem un guvern curat, noi cerem un guvern creștin, noi cerem un guvern cu frică de tine și cu iubire de semeni. Noi cerem un guvern care să fie pus acolo și care să slujească principiilor sănătoase din națiunea aceasta. Doamne, știm că națiunea noastră este hărțuită cu legi imorale care vin din Europa. Suntem forțați să acceptăm legi care contravin legilor pe care tu ni le-ai dat. De aceea, mă rog să pui strajă îngerească, să pui straja ta în dreptul guvernului și parlamentului român, ca nimic stricat să nu se aprobe națiunea asta. Mă rog, Tată, ca tu să-i binecuvintezi pe oamenii aceștia și la alegerile următoare să fie aleși oameni și ridicați în funcții și în dregătorii, oameni care să știe că i-ai așezat acolo pentru o vreme scurtă și de vremea aceasta vor da socoteală pentru o veșnicie. În numele tău cercetează-i și îți mulțumesc că tu vei revigora și viața politică a națiunii noastre. Amin! Haleluia! Glorie lui Isus Hristos! Dragii mei, știm foarte bine, un alt punct al rugăciunilor noastre este corupția sexuală. Știm foarte bine că în România 500 de mii de femei între 18 și 34 de ani lucrează într-o industrie a vânzării trupului pe internet și alte zeci sau chiar sute de mii fac lucrul acesta și fizic. Noi nu vrem să fie o națiune a prostituției, amin? Și noi nu vrem ca națiunea aceasta să prospere financiar prin prostituție, amin? Noi nu vrem ca fetele noastre să aibă ca cea mai tentantă sursă de venit prostituția, amin? Noi vrem ca fiicele noastre să poată să-și câștige existența într-un mod demn, prin facerea lucrurilor frumoase, curate și drepte înaintea lui Dumnezeu și a societății. Amin? De aceea aș vrea să ne rugăm și să spunem, Doamne, iartă-ne pentru prostituția din poporul acesta. Amin? Iartă-le pe fiicele noastre și iartă-ne pe noi. Iartă mame și tați, iartă fiice și fii și ajută-ne ca societatea aceasta să prospere prin puritate și prin curăție. O altă problemă stringentă, oameni buni, este problema consumului de droguri națiunea noastră a fost inundată în ultimii doi ani de zile prin droguri. Consumul de droguri a crescut în ultimii doi ani de zile cu 20%. Ascultam o știre cum că prin portul Constanța intră foarte multe droguri, însă, în ultima vreme n-au fost capturate aproape deloc, aproape de zero capturi de droguri în portul Constanța. În timp ce națiunea noastră este distrusă, ne mor copii pe stradă, călcați de mașini, conduse de tineri care și-au distrus viețile prin droguri. Vedem cum drogurile s-au infiltrat, din păcate, din poliție până în politică și cerem ca acest flagel al drogurilor să fie eliminat din națiunea noastră. Doriți lucrul acesta? Doamne, noi ca oameni am eșuat să ne protejăm copilașii. Noi ca oameni am eșuat să ne protejăm tinerii și chiar școlile de droguri. Există dealer de droguri până și în școlile noastre. Există dealeri de droguri infiltrați în instituții care ar trebui să ne păzească de droguri. De aceea, pentru că noi am eșuat, te rugăm pe tine, Dumnezeule Tată, să vindeci națiunea aceasta de traficul și consumul de droguri. Amin? Ieșile în cale, destructurează rețele de trafic de droguri, destructurează rețelele acestea care se îngrașă din bani făcuți din moartea și tragedia altora. Cer protecție îngerească peste școli și peste instituții. În numele tău, destructurează rețelele acestea mafiote și îți mulțumim că tu lucrezi, Iisuse Hristoase. Amin? Îl rog pe fratele profesor Nicolae Geantă să vină să facă o rugăciune pentru elevi, pentru studenți. Dumnealui este profesor, un profesor extraordinar, un profesor eminent în câmpina și un doctor în uh, materia pe care Dumnealui o predă, de asemenea un teolog și un predicator excepțional și îl rog să facă o rugăciune pentru copiii românilor. Protecție contra destrăbălării, protecție de droguri, protecție de orice rău, în numele Lui Isus Hristos. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, Toni, și vă mulțumim frumos tuturor că v-ați adunat aici. Înainte de a face o rugăciune, ar vrea să vă cintesc un cuvânt din Scriptură, pentru că noi tot ce facem, îl punem pe Dumnezeu înainte. Și spune la un moment dat unul dintre prorocii lui Dumnezeu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va ruga și va căuta fața mea. Dacă poporul român se va ruga și va căuta fața lui Dumnezeu. Se întreabă foarte mulți oameni și m-au întrebat televiziunile, dar de ce ați venit aici împotriva cui vreți să protestați? Păi nu vrem să protestăm împotriva nimănui. Noi am venit aici pentru că vrem să ne rugăm și să-i slujim lui Dumnezeu. Noi știm că toate lucrurile se rezolvă cu rugăciune. Chiar dacă alții nu cred că se rezolvă prin rugăciune, dumneavoastră și cu mine știți că Dumnezeu poate rezolva orice problemă și poate rezolva problema României. Ne-am strâns aici pentru că vrem să ne rugăm pentru unitate, pentru că suntem într-o țară unde unitatea lipsește. Și noi vrem să fim în unitate. Și uitați-vă, dumneavoastră, cum au venit lângă noi și frații unguri. Și vreau să vă mai spun ceva. Nu contează dacă dumneata te închin sub prapuri, sub cruci, nu contează dacă dumneata cânti în limba maghiară sau în românește, nu contează dacă dumneata vorbești în limbi sau pur și simplu ești saționiști. Problema este că toate rugăciunile trebuie să fie îndreptate spre cerul, spre Dumnezeu. Ne vom ruga pentru copiii noștri, sunt viitorul țării acestea și noi ne rugăm pentru viitor, dar pentru viitorul țării, dar și pentru viitorul nostru al tuturor, pentru că viitorul nostru trebuie să fie dincolo, acasă. Și îmi spune cineva, zice, domn profesor, dar zice, zice, și dacă Dumnezeu nu există, vreau să vă dau o lecție foarte simplă. Făceți-l să existe. Dacă dumneata ești prezent aici și crezi, nu contează ce ești din rândul administrației, al poliției, crezi că Dumnezeu nu există, fă să existe. Dar cum să-L faci să există? Păi stai de vorbă cu El. Vorbește cu Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu. Și Domnul să vă dea putere și biruință. Și rețineți ultimul aspect. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va ruga, va căuta fața mea, se va zmeri. Știi ce spune mai departe? Atunci îi voi ierta păcatele, îi voi tămădui țara. Pentru că noi ne rugăm în primul rând ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și ca Dumnezeu să vindece România. Amin? O să ne plecăm capetele și ne rugăm ca în țara asta, copiii noștri să fie la braț cu Dumnezeu. Și când vor fi la braț cu Dumnezeu, nu vor să vă temeți de ei oriunde se vor aduce. Amin? Doamne, am vrea să te rugăm în această piață, în fața guvernului României, ca tu, Doamne, să te uiți cu îndurare peste copiii acestei țări. Tu știi, Doamne, că foarte mulți dintre ei au părinți în străinătate și au crescut singuri, Doamne. Tu știi că sunt amenințați de tot felul de vicii, de tot felul de influențări, de tot felul de lucruri murdare. Tu știi, Doamne, că și în școli nu sunt în siguranță, de aceea vrem să te rugăm în această zi. Ai milă de copiii noștri, Doamne. N-am vrea ca ei să plătească plata păcatelor și a greșelilor noastre, Doamne. Am vrea ca ei să trăiască aici în siguranță, am vrea să fie toți în România, să nu mai alege să plece din țara aceasta, Doamne. Ne rugăm pentru copiii aceștia ca tu să le protejezi mintea, Doamne. Și ori de câte ori și îndreaptă ochii spre diferite lucruri care nu sunt corecte și cinstite înaintea ta, Doamne, te rog ca inima lor să faci să bată că ei să, se, să privească spre tine, Doamne. Și mă rog și pentru părinții lor, binecuvântează toți părinții din România, Doamne. Te rog să le dai putere să-i învețe, Doamne, pe toți aceștia care sunt micuți. Cum să pășească pe căile tale, Doamne? Mă rog, Doamne, și pentru profesorii care sunt în școli, să scoți din ei modele, Doamne. Și, Doamne, avem încredere că și în biserică copiii care sunt astăzi prezent vor fi mâine, Doamne, și ei vor duce țara cât mai departe. Te rog ca atunci când apar legi în guvernul României sau în Parlament care sunt împotriva copiilor sau împotriva noastră că națiune, Doamne, te rog să faci în așa fel încât să le oprești, Doamne. Și te rog să deschizi mintea și inima tuturor, Doamne, de la noi până la cei care pot să facă lucruri mari în țara aceasta. Noi bine cuvântăm mâna ta și ai spus că dacă ne cerem iertare, tu ne ești păcatele, de aceea iartă-ne de toate greșelile pe care le-am făcut în privința copiilor noștri, Doamne. Iartă-ne că am fost neatenți cu ei, iartă-ne că ne-am stat mult timp alături de ei, iartă-ne că le-am luat telefoane și i-am lăsat să privească tot felul de imagini murdare și stricate, Doamne. Și iartă-ne dacă uneori am crezut că numai școala îi educă, Doamne. Știm că educația este făcută în școli, în biserică și în familie. Și pentru că ni-ai dat în familie, ajută-ne să fim responsabili și într-o zi să-i prezentăm înaintea ta. Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Oameni buni, un alt pericol major care se află la granițele noastre, știți foarte bine că este războiul. Doriți să facem o rugăciune ca Dumnezeu să protejeze țărișoara noastră de război? Însă ca Dumnezeu să ne protejeze pe noi. Mama m-a învățat când eram copil dacă vrei ca Dumnezeu să-ți de grijă, era un principiu al ei. Și îmi spunea, Toni, roagă-te înainte pentru cineva care are fix aceeași problemă cu tine. Asta am învățat-o de la mama. Și de multe ori când aveam nevoie de încălțăminte, mă uitam, cine n-are încălțăminte, cine este cu șoșonii rupți în picioare. Și începeam să mă rog și spuneam, Doamne, dă-i Adidas cum vreau eu. Doamne, încalță-l pe respectivul, cum vreau eu să fiu încălțat. Când voiam o geacă, mă rugam, Doamne, dă-i lui prietenul meu o geacă și știam că Dumnezeu astfel se va îngriji și de mine. E un principiu frumos. Frații noștri ucraineni au nevoie de protecție, amin? Să știți că printre noi sunt oameni din Ucraina. Sunt chiar români care au locuit în Ucraina și mă rog ca Dumnezeu să protejeze poporul ucrainean. Amin? Mă rog ca războiul în țara lor să se oprească în numele lui Isus. Mă rog să nu mai fie vărsare de sânge. Mă rog, Dumnezeule, să nu se mai ucidă, frate cu frate, pentru că și ei au părinți, Dumnezeule, cum și noi, românii, Dumnezeule, suntem împărțiți în mai multe dialecte, și ei, Dumnezeule, vorbesc o limbă pe care și-o înțeleg și au ajuns să se omoare, frate cu frate. Neam cu neam și rudă cu rudă. Oprește acest demon de război. Oprește această căpetenie demonică care distruge în fiecare zi sute și mii de vieți. În numele tău ne rugăm pentru îndurarea acestei națiuni. Națiunea ucraineană. Știm că și poporul rus, deopotrivă, suferă din cauza războiului și din cauza celor ce au produs acest război. De aceea, mă rog pentru poporul rus, ca tu, Dumnezeule, să dai lumină guvernanților să se retragă din acest război și din uciderile care se produc. Îți mulțumim că tu vei proteja România de război. Și îți mulțumim că granițele noastre nu vor fi niciodată penetrate de acest dușman, Dumnezeule. Îți mulțumesc că ai noștri copii, nu vor ajunge carne de tun, nu vor ajunge, Dumnezeule, să piară și să nu mai fie recunoscuți prin tranșee. În numele tău, cel sfânt, protejează națiunea noastră. Amin! Aleluia! Dragii mei, astăzi dimineață. Un politician din mijlocul nostru mi-a spus, mi-a scris chiar acum, faptul că este nevoie să ne rugăm pentru pacea Israelului, pentru că astăzi dimineață a izbucnit războiul în Israel și e mai intens ca în ultimii ani de zile. Trupe înarmate trupe de gherilă, nu știu de ce sunt, au pătruns și am văzut cu ochii mei, am văzut videoclipuri în care oameni înarmați până în dinți, din jeepuri, au început să tragă asupra civililor și au fost omorâți civili în națiunea aceasta. Mii de bombe, mii de rachete au, au brăzdat cerul poporului Israel și unele dintre ele au căzut și au făcut distrugeri. Sunt deja peste 136 de morți și mii de răniți în poporul sfânt în poporul lui Dumnezeu. Și Biblia ne învață să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Amin? Sunteți de acord să ne rugăm pentru pacea acestui popor? Îl rog pe fratele Daniel Năstase să vină la pupitru și aici, pe această scenă, pe această platformă, să înalți o rugăciune de protecție pentru poporul sfânt, pentru poporul Israel. Stăpâne ceresc, venim înaintea ta, Doamne, și vrem să ne rugăm în numele lui Isus Hristos. Așa cum ne-ai învățat, Doamne, să ne rugăm pentru Israel, pentru poporul tău, Doamne, pentru pacea Ierusalimului. Vedem cum diavolul, Doamne, urăște acest popor. Dar noi copiii tăi din România, Doamne, te rugăm, Doamne, lucrează tu, Doamne, și adu pace acolo, protejează-i, Dumnezeule. Nimicește tu orice armă favorită împotriva lor, pentru că tu ești un Dumnezeu mare, sfânt și drept, Doamne. Vedem cu ochii noștri că al tău cuvânt se împlinește, Doamne. Dar noi ne rugăm cu credință înaintea ta, Dumnezeule. Ne rugăm, Doamne, pentru copiii tăi de acolo, Doamne, pentru frații noștri, Doamne, care probabil în momentul acesta sunt speriați. Mă rog să lași pacea ta în inima lor, Doamne. Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu măreț. Îți mulțumesc, Doamne că Tu ne-ai dat această credință, Dumnezeule, să privim, Doamne, dincolo de ceea ce văd ochii noștri, Dumnezeule, și să ne rugăm pentru frații noștri de acolo și pentru toți ceilalți, Doamne, să strige la numele Tău, Iisuse, să strige spre Tine, Doamne, și să se pocăiască. Este un moment de cercetare pentru poporul Israel, Dumnezeule. Mă rog ca Duhul Tău, Doamne, să le străpungă inimile și mulți, Doamne, care sunt în momentul acesta atacați să strige la tine și să zică: Isuse, îndură-te de noi! Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți! Și te rog, în același timp, Dumnezeule, să binecuvântezi și pe cei care, Doamne, sunt mânați de diavol, îndură și de aceea, Dumnezeule, pentru că tu nu dorești moartea păcătosului, ci dorești ca toți să se întoarcă cu fața spre tine. Vreau să-ți mulțumesc și întotdeauna, Dumnezeule, vom striga la tine într-o gând și o simțire pentru fiecare națiune care este atacată de cel rău. În numele tău ne-a rugat Iisus. Amin. Dragi frați și surori, într-un Hristos, ne apropiem de ultimele minute în Piața Victoriei. În 5 minute va trebui să permitem autovehiculului cu boxe să iasă înaintea noastră, după care o vom lua pe, traseu, pe traseul Piața Victoriei, pardon, Bulevardul Victoriei, Națiunile Unite și Bulevardul Libertății. Ne mai așteaptă cel puțin un ceas de rugăciuni și cântări creștine, cel puțin pe traseu. Și eu cred că Domnul ne va întări fizic să rezistăm și în piața Constituției cel puțin două ore. V-ați antrenat? Slavă Domnului! Se merită, merită pentru Hristos, iată că mai vin creștini, Dumnezeu să vă binecuvinteze, se mai alătură credincioși, Slavă Domnului, timp de o oră tot au continuat să vină și mă bucur de lucrul acesta. Vreau acum pe final să mai cântăm o cântare și să mai facem o rugăciune. Vreau să cântăm bine cunoscutul imb creștin, fraților, credința noastră să o păzim. Haideți să începem. Fraților, credința noastră să o păzim. De pe drumul crucii să nu rătăcim, De pe calea sfântă să nu dăm neapoi. Facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi. Suntem ca să ne jerfim, Pentru chiar să și murim. A noastră cetate nu de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Nu ne este frică de niciun dușman, Mergem cu îndrăzneală înspre Canaan. Și în credința noastră stavom neclintiți cu Avram și Iacov, ai noștri părinți. Tare! Suntem ca să ne jerfim. Chiar să și murim a noastră cetate, nu de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate, nu de pe pământ, este sus în ceruri, el a Tatăl Sfânt. Dacă ne-ar închide ca pe Daniel, ne va scăpa Domnul Sfânt Emanuel. Chiar în strâmtorare, el va fi cu noi, ne face scăpare din orice nevoi. Și împreună! A noastră, a noastră cetate, nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânta noastră, a noastră cetate, nu-i de pe pământ. Este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Aplauze pentru Isus Hristos! regele regilor și domnul domnilor. Glorificat să fie numele Lui în veci, glorificat să fie El și credem mă popor sfânt, popor Lui Dumnezeu, pentru bătălia care îți stă înainte și pentru faptul că ești aici și ești gata să lupți Dumnezeu își va răscumpăra neamul lui și poporul lui și va binecuvânta această națiune.